outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Neața, neața, bună dimineața, s-a sculat dulceața de toi și de mine. Și ghiciți de unde vă zic, vă zic bună dimineața din vârful patului, împreună cu toi care îmi suge degetul ca de obicei, că de ce nu? Care aproape ia țipește, deci când îmi suge degetul așa face. Știți, știți ca un bebeluș de la care aproape adorme, dar nu, nu vreau să dorm. Foarte, foarte adorabil. Azi este duminică, o nouă zi din... și un nou episod din Vlogmas. Și cred că va fi o zi foarte chill. Nu știu exact încă ce voi face și cum voi face, dar am zis hai să încep vlogul. Eu deja am mâncat, mi-am băut și cafeaua, dar parcă tot nu m-am trezit. Încă așa mă doare capul. Nu știu de ce când dorm mai mult, parcă mă doare capul. Și parcă sunt obosită în continuu. Și azi n-am vrut să mă trezesc pentru că m-am trezit toată săptămâna super devreme. Și am zis ok, azi lasă că dorm mai mult. Dar nu mi-a făcut bine. Și aici e Tăiucu, că știu că vă place tare, tare mult de el. Se duce mielușelul, ia priviți-l cum se întinde, deci și mor. Și mor când îl văd cum se întinde. Na, și de că... trebuia să merg în polus cu mami, dar cred că nu mai vrea, că vrea să se odihnească, din câte am înțeles. Și nu știu, cred că va fi așa o zi de stat în casă, de nefăcut nimic, având în vedere că e duminică, ce poți să faci duminica, nimic. În fine, când o să fac ceva interesant, o să vă filmez și o să vă spun. Hello! M-am ridicat din pat și facem... prânzul și facem șaorma la farfurie. Aici am pus puiul tăiat în cubulețe și l-am condimentat cu condimentul meu preferat de la Galeo și am pus un pic de ulei de cocos în tavă. Așteptăm să se topească și prăjim și puiuțul și cartofii sunt la cuptor pentru că n-am vrut să-i fac și pe ei în ulei, că am zis că e de ajuns că fac un pic puiul în ulei și aia este mami care stă aici și o vedeți așa pe două parte. Se topește, se topește și mie mi-este somn. Nu știu de ce, dar nu-mi place duminica deloc. E o zi așa plictisitoare. Mie nu prea îmi plac zilele plictisitoare. Unde e ăla? Curcătorul ăla? Nu știu. Am tăiat eu o puiul pe el. Bine. Hai că pun asta aici și dau drumul la fotă și o să sună piratare. Așa că nu mai arăt cum a ieșit la final. Aici este puiul. Cartofii făcuți în ulei. Aici sunt cartofii mei făcuți la cuptor fără ulei. Aici e sosul de usturoi, miami, miami, miami și acum termină mami și varza și poftă bună nouă! Și cam așa arată în farfurie. Spuneți că nu arată ca la restaurant, că arată delicios, poftă bună din nou. Am ieșit cu Tăiucu afară și vreau să vă zic că mă simt mult mai bine. De dimineață parcă mă durea capul și parcă mă durea în continuu, adică m-a durut în continuu. Și acum am ieșit afară, așa parcă m-a lăsat dintr-o dată. Aoleu, ce coș imens am aici, fix în mijlocul nasului și nu și pe frunte, dar nu mai contează. Da, ce bine, chiar îmi pare bine că am ieșit. Parcă mi-era lene să ies cu el afară, dar îmi zis trebuie că e târziu deja. Pe 4 și nu l-am scos numai de dimineață și trebuia să-l scot și chiar mă bucur că l-am scos și el se distrează că tot se învârte pe aici. Noi! Ce-ai găsit să papi acolo oare? Ai, deci orice bagă în gură, orice bagă în gură cățelul ăsta. Ce-ai găsit să papi acolo? Hai să mergem! Mergem la Tommy și la Max să vadă lumea cum te înțelegi cu ei? Hai să mergem! Să vedeți cum îi ignoră și... Maxim mai devreme l-a lătrat, că l-a ignorat.
El nu-i bagă în seamă, el merge pe aici. Hai, hai, hai aici. Aici. Ia mirosiți-vă un pic. Merge un pic la ei. Așa. Hai, mă, ignorantule. Max e nervos. Că nu-l bagă în seamă. Și în continuare ignoră. Deci mă orderesc când îl văd că ignoră așa. Dar, na, ce să-i fac? Deci, da. Azi chiar a fost o zi de relaxare. Spune, Toiucule. Așa este sau nu este așa? Spune! Da, n-am făcut nimic. Am dormit. Deci v-am zis că astăzi o să fie una din acele zile în care ne plictisim împreună. Ce să și facem? Hai să ne jucăm cu Toiu cu puțin, că știu că vă place să îl vedeți. Dar să vedem dacă el are chef să vă vadă. Sau nu să vă vadă, să zic. Opa, mama, iartă-mă! Păi de ce ai venit așa sărind de aici? S-a bătut de mâna mea de numai. Nici nu știu dacă ați văzut, dacă filmam sau filmam în altă direcție, că dacă nu văd ce filmez... Gata, te-ai plictisit? Ia uitați-l cum stă. E adorabil, Toi! Hai, mama, adu-i jucăria! Te-ai plictisit? Da, nu mai are chef, vrea să meargă jos, cel mai probabil și cel mai sigur. Așa că vom merge jos și cred că vom da un maraton de filme de Crăciun. Lenjeria mea care este întinsă pe canapele, avem bradul care luminează și stă într-o parte. Am făcut atmosferă pentru un film de Crăciun pe Diva, pentru că așa se face. Și Toiucu acolo care vrea să-i mănânce la mami toate... toți fulgii de porumb și mami dă. E voie? Toiucule, e voie să mănânci? Nu-i voie. Ghiciți ce? Sunt afară cu Toi și este dimineață și am uitat aseară să închei vlogul. Și dacă vă întrebați de ce sunt așa ciudată, e pentru că am părul prins și căciulă peste și arăt super ciudat. Și Toiucu este, uite, acolo așa. Își face treburile. Și aseară am început un maraton de filme. După cum vă spuneam și aseară. Și ne-am uitat la vreo 3 filme, după care s-a făcut ora 12 și m-am pus direct la somn. Am uitat că mai trebuie să închei vlogul, am uitat complet, tot. Nici nu am filmat foarte mult, vă dați seama că în casă nici nu am avut ce să filmez foarte mult. Și am văzut un film de pe Diva, care a fost drăguț, nu mai știu. Eu cum se numea, nu mai știu. Am văzut Schimb Regal 2, pentru că anul trecut, cred că am văzut prima parte, nu mai știu sigur. Ideea e că am văzut partea a doua și nu a fost la fel de bună ca prima parte, dar a fost așa mai amuzantă, să zic așa, un pic mai ieșită din comun. Mi s-a făcut dor să văd prima parte, deci s-ar putea să vreau să văd, să revăd din nou prima parte. Și pe urmă m-am uitat la California Christmas, nu știu, în orice caz, ceva cu California, stați așa că ia priviți ce face. Doi! Sunt acolo globuri și sunt din polistiren. Și tot merge către ele, că ar vrea să le... Uitați să vi-l filmez puțin acum, că uitați ce... Câteodată îl mai apucă și aleargă așa. Dar e simpatic rău. N-ai cum, ia priveți. Acum gata că vrea să-și facă treburile. Asta, cred că de asta se tot învârte. Da, hai că nu vi-l filmez cum face așa ceva. Da, bun. O să închei vlogul pentru că trebuie să încep pe celălalt și să mă duc la sală să fac alte chestii și pot o să-l încep pe mașină pe celălalt. Mai trebuie să-mi iau cafeluța, dar prima dată am zis că îl scop pe Toi afară și pe urmă fac și restul chestiilor. Eu v-am pupat, v-am îmbrățișat și ne vedem mâine.